Suntem groapa de gunoi a Uniunii Europene și când vine vorba de autoturisme rulate. În România ajung anual extrem de multe mașini la mâna a doua care au trecut prin reparații succesive. A pățit-o și o femeie din București care, după ce a luat mașina și a semnat contractul, a descoperit că vehiculul adus din Germania trecuse prin 7 accidente, iar numărul de kilometri nu era cel real. Urmăriți un material realizat de inspectorul Pro. Zilele mi le mănâncă. În decembrie anul trecut, Magdalena Udrea a luat de la o firmă de leasing un BMW X5 din 2011 adus din Germania. A plătit o primă rată de 15.000 de lei, urmând ca timp de 56 de luni să achite câte 2.100 de lei. În total, în jur de 27.000 de euro. A ajuns acasă cu mașina pe 23 decembrie. Femeia susține că problemele au început chiar de-a doua zi. În fața curții s-a întâmplat. A apărut brake fluid, lichidul de frână. Așa, după care a apărut engine, nu știu, cu ceva cu engine, așa, și ne-a tăiat puterea la mașină. Și mergeam cu BMW-ul pe drum cu 10-20 la oră, maxim. Am ajuns într-un servis în Dobroiești, acolo mașina a cedat cu totul. A murit de tot bateria. Lichidul de frână, zice, este negru, praf. Contractul îi dă dreptul femeii să folosească mașina atâta timp cât plătește ratele, dar în această perioadă proprietar rămâne societatea de leasing. Așa că în luna ianuarie, autoturismul a ajuns pentru reparații într-un servis ales de firmă. După 2 săptămâni, șoferița a fost asigurată că mașina este funcțională. Susține însă că problemele au continuat și că autoturismul a mai ajuns de câteva ori în servis. Câteva zile a apărut problema cu trapa. A reapărut problema cu check engine, cu motorul. Timp de 6 luni, cât a avut garanție, cheltuielile au fost acoperite de firma de leasing, ai căror reprezentanți ar fi spus femeii că înainte de a-i preda mașina în luna decembrie, s-ar fi făcut o revizie de câteva 10.000 de lei. Atunci, printre altele, bateria ar fi fost înlocuită, cutia de viteze verificată, iar trapa reparată. Sunt foarte multe din problemele care au zis că le-au reparat și apar în continuare. Bateria dă niște erori. 6 luni de zile m-au plimbat cu problemele astea, care nu s-au rezolvat. Nu se închidea portbagajul, deci deși l-au reparat de 3 ori, mi s-a spus că trebuie să trântez mai bine. Nu vrea. A, nu, s-a blocat. Nu, că încearcă să deschidă, dar nu merge. Nu m-a murit, las-o. Mă, o să mor prin portbagaj. Ce se întâmplă? Se deschide pe partea cealaltă. Nu, este blocat. Puși în fața atâtor probleme, oamenii au verificat mașina. E drept, cam târziu. Pentru 80 de lei au primit informații de pe un site auto. Au aflat că autoturismul a avut un accident în Germania în 2013, dar și că mașina avea un kilometraj modificat. Conform raportului, în octombrie 2013, mașina avea 114.127 de kilometri, iar în februarie 2014 avea 61.544 de kilometri. Este, de altfel, luna înmatriculării în România. Au continuat cu Registrul Autoromân, unde oricine cu seria de șasiu și 35 de lei poate afla informații. În cazul nostru, oamenii au descoperit că autoturismul a avut în România alte 7 accidente auto cu reparații estimate la 20.000 de euro. Ce este colorat este elementul de caroserie care a fost ori înlocuit, ori revopsit. O altă greșeală pe care femeia o regretă. Spune că a semnat contractul de leasing operațional fără să-l citească cu atenție. În acest document, firma nu își asumă răspunderea pentru eventualele defecțiuni apărute după predarea mașinii. Iar la final, dacă vrea să devină proprietarul autoturismului, trebuie să mai achite o taxă reziduală de 8.000 de euro. Mai mult, femeia a semnat un act prin care admite că știe că ceea ce apare la bord nu este kilometrajul real al autoturismului. Nu am mai stat să mai citesc niciun contract. L-am luat, l-am semnat, am plecat cu mașina. Ați verificat-o în serviciu? Nu, nu ți se permite. Ți se spune că sunt verificate în amănunt de către ei, că sunt verificați kilometri, că e verificat istoricul mașinii. A încercat de nenumărate ori să ia legătura cu reprezentanții firmei de leasing pentru a clarifica această problemă, dar susține că nu-i răspunde nimeni. A mers inclusiv la birourile firmei de leasing. Am trimis o grămadă de mail-uri și nu mi se răspunde. Aștepta să vi se răspundă. Femeia, care se consideră înșelată, a făcut sesizări la parchetul de pe lângă judecătoria Buftea și la Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor. N-a primit încă răspuns. Firma de leasing a fost anchetată în 2018 de polițiști și procurori, suspectată fiindcă și-ar fi înșelat clienții cu mașini rulate cărora le-ar fi modificat kilometrajul. Am mers cu o cameră ascunsă la același parc auto. Ne-am arătat interesați să cumpărăm o mașină din 2015 și am cerut o verificare în servis. Ne-a fost refuzată. Da, nu puteți vorbe plătite și după acum s-a servis.
considerabil cu să plecăm casele cu de mașină. De la RAR am aflat că autoturismul a avut 4 daune în valoare de aproximativ 5.000 de euro. Am încercat să contactăm în repetate rânduri firma de leasing pentru un punct de vedere, dar nu am primit niciun răspuns. Am mers inclusiv la sediul administrativ. Iertă că nu se coboară nimeni, fiindcă nu se pretendează așa. Vă așteptă să vă răspundă pe mail. Directorul de vânzări. Îmi pare bine, Camelia Donțu, știrile Pro TV. Mi-a închis telefonul. Cu puțin timp înainte de difuzarea acestui reportaj, femeia a primit un mail de la firma de leasing, prin care este invitată la o discuție în cursul săptămânii viitoare pentru clarificarea situației. Doar atunci, ne-au spus reprezentanții societății, ne-ar putea oferi un punct de vedere. Am fost la BMW România și am verificat după seria de șasiu câteva anunțuri de pe site-urile auto. Din 5 mașini verificate, 2 au fost cu probleme. În 2020 avea 460.000 de kilometri și imediat după a sărit kilometrajul înapoi la 141.000. Mașina a avut evoluție normală a kilometrajului până în 2015, când a ajuns la 230.000 de kilometri și observăm că în 2018 avea 83.000 de kilometri. În primele 9 luni ale acestui an au fost înmatriculate în România peste 300.000 de autoturisme la mâna a doua, iar anul trecut peste 400.000. Dintre acestea, în jur de 90% au fost aduse din afara țării, iar autoturisme noi au fost înscrise puțin peste 126.000, adică la fiecare mașină nouă apar alte 3 la mâna a doua. Așadar, dacă vreți să cumpărați un autoturism rulat, mergeți cu proprietarul pentru o constatare la service și pentru a verifica numărul de kilometri la un dealer autorizat. România are cel mai vechi parc auto din Uniunea Europeană. În momentul de față, 3 din 4 autoturisme au mai mult de 10 ani. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.